Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem împreună pe cale cu Sfântul Apostol Pavel. Saul, cel scăpat din cetatea Damascului, este în fugă spre Ierusalim. Ajunge acolo și, dincolo de ura evreilor din Damasc, se întâlnește cu îndoiala apostolilor din Ierusalim. Pentru că ne spune cuvântul, și veni la Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici și toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum a văzut pe cale pe Domnul și că el i-a vorbit lui și cum a propovăduit la Damasc cu îndrăzneală numele lui Isus. Și era cu ei intrând și ieșind în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală numele Domnului. Și vorbea și se sfădea cu eleniștii, iar ei căutau să-l ucidă. Dar flații aflând aceasta l-au dus pe Saul la Cezarea și de acolo l-au trimis la Tars. Deci biserica în toată Iudeea și Galileea și Samaria avea pace zidindu-se și umblând în frică de Dumnezeu și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. E impresionantă imaginea aceasta a unui Pavel convertit care agită spiritele. Ați remarcat ce subtil este Luca atunci când spune că dintr-o dată biserica își capătă liniște odată cu plecarea lui. Era liniștea muncitoare, liniștea aceea tăcută care construiește biserica dintotdeauna. Pavel era un pic prea agitat. Într-un fel sau altul vrea să recupereze, spune unul dintre exegezii vieții lui. E impresionant cum Pavel, trebuie să știți că la noi în țară, unul dintre mitropoliții Ardealului, Nicolae Mladin, a scris o carte superbă despre ascetica lui. Pavel, prin propovăduire, încearcă să-și recupereze asceza legată de Hristos. E impresionant modul acesta în care este salvat de comunitatea de apostoli, trimis în Cezarea și de acolo în Tarsul Cilicii, în locul lui de naștere, acolo unde, trebuie să spunem, erau mare parte dintre evrei erau eleniști. Vă remarcați că și la Ierusalim ei lintă să ia cu ei în gură și îi pune la punct, agitând spiritele, odată în plus arătând că orice spirit convertit e un pic mai năvalnic decât cele cu minți care vin din tradiție și din rădăcina a credinței. N-ai cum să nu-l iubești pe Pavel. N-ai cum să nu-l iubești și să nu înțelegi câtă frământare de suflet e în el și de fiecare dată câtă bucurie aduce prin propovăduirea sa. Vom ajunge să citim cu ajutorul lui Dumnezeu parte din epistolele lui și veți vedea câtă cultură acumulase și cât de mult această cultură avea să-i folosească în propovăduirea Evangheliei lui Hristos. Deocamdată lăsăm acolo în Tarsul Cilicii și ne vom întoarce la Sfântul Apostol Petru, cel care pleacă la Lida. Dar în aceeași vreme vreau să știți că toți apostolii, chiar dacă nu sunt cuprinși în povestea aceasta din Faptele Apostolilor, lucrau fiecare după măsura misiunii pe care o primiseră de la Domnul Hristos. Barnaba, după cum ați văzut, îl primește pe Pavel, dar asta nu înseamnă că nu propovăduiește și că nu face binele pe care Dumnezeu îl îndeamnă să-l facă. Mâine este o nouă zi.